Iată-ne astăzi împreună cu dragii mei elevi de la grupa de performanță Dance Our Best. Și astăzi, după emisiunile pe care le-ați văzut în trecut, în care noi am prezentat munca noastră, am prezentat spectacolele făcute și pregătite de elevii școlii noastre de dans, de la începători până la grupele de perform, acum a venit momentul în care începem anul competițional. Și îl vom începe în forță. Unde? La București! Yes! Și vom merge la București și vom sparge. Da. Da, așa este. Avem un vibe foarte bun. Suntem acum pe ultimele antrenamente înainte de plecare. Noi, vineri dimineață, de ziua mamei, da? Ia, poate îmi faceți și voi mie un cadou frumos la București, pentru că acolo ne așteaptă un concurs foarte greu. Sunt calificările de pe România și zona aceasta a Europei pentru Dance Star World, care va avea loc în Croația în 22-26 mai și unde se vor întâlni câștigătorii din toate țările din lume. Noi am mai participat acolo acum 2 ani și acum 3 ani am reușit să ajungem în Croația și a fost o experiență minunată. Ne dorim să o repetăm, în primul rând pentru experiența noastră, pentru a ne crește nivelul profesional. Și astăzi m-am gândit că este bine să faceți cunoștință cu lotul de anul acesta pe care eu îl pregătesc și cu care mă voi prezenta la București cu mândrie. Să știți că sunt cu mândrie și chiar să știți că am mari așteptări de la voi, da? Dacă nu nici prăjiturică, nici nimic altceva, facem niște antrenamente suplimentare. Oricum nu vă strică, exact, exact. Așa, ei sunt amestecați acum, dar trupele care ne reprezintă sunt Dancer Kids, care vor dansa la categoria de vârstă Children. Este o categorie de la 8 la 12 ani. Apoi avem pe Seid și Dancer Best, care vor dansa pe juniori. Sunt cei care merg de la 13 până la 18 ani. Și avem Seid pe grup și Dancer Best pe formație. Vom avea MTV ca și stiluri, jazz și lyrical. Sunt niște dansuri pe care noi le lucrăm de ceva timp. Prima dată le-am prezentat la spectacolul nostru de Crăciun. Nu erau încă finisate, am început de atunci ușor, ușor să le aprofundăm și acum eu zic că ies la linie. Și ia să vedem, uitați pe cine să întrebăm noi. Uite, Alessandra, ea este un pic mai timid așa, dar eu aș vrea acum să-mi spună părerea ei despre participarea ei la București, că tot te-am prins aici prima și mai ales că ea este prima dată acolo la nivel profesionist și aș vrea să știu dacă ai emoții. Am emoții. Da? Da. Și ce te aștepți să faci acolo? Ce așteptări ai tu de la acest concurs? Să fie totul bine. Perfect. E bine că îți dorești să iasă totul ok. În primul rând, ai să vezi că o să rămâi cu amintiri minunate de acolo. Se adună cei mai buni dansatori din țară și din țările învecinate României, care se vor prezenta la calificare pe București. Și sunt sigură că ai să rămâi cu amintiri minunate și apoi, după concurs, aș vrea să ne reîntâlnim și să fim așa vese și să spunem că am reușit să luăm calificarea și am făcut punctajul necesar pentru a trece mai departe în Croația. Ia să vedem, cam se ascund unii dintre ei, nu vor să vorbească. Ei dansează foarte bine și se exprimă foarte bine prin dans. L-a vorbit un pic mai greu. Ia să vedem, luăm la rând. Miruna, tu ai mai fost și în Croația. Acum, ce așteptări ai anul acesta, având în vedere că sunteți mai mari, da? Și sunteți pe următoarea categorie de vârstă față de acum 2-3 ani. Să fie bine. Să fie bine și să câștigați acolo măcar locul 1, 2 sau 3, nu? Să fim pe podium, pentru că sunt foarte mulți pe categoria lor de vârstă. Să trecem așa și la un pic mai mari, că cei mici au emoții. Dar de la cei mici, hai, cine scapă puțin în grupul așa și le spune câteva cuvinte? Ia, Ane, tu zâmbești, ia să vedem. Ce spui tu? A, uite, Ane are amintirea ei de acum 2 ani din Croația.
acum 2 ani, am fost și acum 3 ani, da? Avem un suvenir de acolo cu Dance Star World și atunci noi am luat premii foarte frumoase acolo. Eu vreau să luăm calificarea ca să mai avem niște aminte împreună și da. Și să mergem la workshop-uri. Acolo avem workshop-uri minunate cu coreografii internaționali foarte cunoscuți și și asta contează foarte mult pentru noi. Apropo, dacă tot vorbim de workshop-uri, ia să mergem la veteranele noastre care în Croația acum 2 ani alergau de la un workshop la altul și cu toate că erau obosite după repetiții, intram și în concurs, dar totuși când auzeam că avem, vedeam pe schedule că avem un workshop cu nu știu ce coreograf foarte bun, eram acolo, doamna, mergem, dar nu sunteți obosite, nu sunt obosite, mergem la workshop. Da, mi-amintesc că am fost de multe ori singure. Le lăsam pe fete să doarmă și mergeam, nu știu, 2-3 acolo la fiecare workshop. Și cu siguranță a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din toată viața și îmi doresc acum că sunt pe ultima 100 de metri și termin în curând să mai am încă una, măcar una. Ia, fetele, vorbește de pensionare, Livia noastră! Păi, uite, cu atât mai mult trebuie să ne luptăm să luăm calificarea și anul acesta ca să rămână cu o amintire frumoasă și ea, pentru că sigur va fi o experiență minunată pentru toți. Ia să vedem, Alessia. Ea este generația de după Livia, ca să zicem așa. A fost și ea în Croația cu noi. Cum ți s-a părut acea experiență și ce așteptări ai de la aceasta? Mi s-a părut foarte frumos în Croația și aș vrea să mai merg din nou pentru a experimenta mai multe lucruri, pentru a face și lucrurile care nu am apucat să le fac în trecut. Așa este, pentru că acolo am avut parte de un program infernal, trezire de dimineață, repetiție, concurs, iarăși la hotel, eventual o mică pauză, o repetiție după amiază, iarăși intram în concurs. Stai că avem workshop-uri, stai că mai trebuie să facem și ce. Și ne-am fi dorit poate să mai facem nu știu, diverse activități pentru noi, așa, dar a fost foarte mult de muncă, dar noi nu ne plângem de asta, pentru că oricum am cunoscut foarte mulți dansatori, am văzut cum dansează cei de pe toate continentele și a fost o experiență super. Ioana! Balerina noastră, vedeți dacă voi stați așa, eu imediat vă prind. Ioana, tu ce părere ai? Că tu ești balerina noastră așa, ea e finuță și vreau să-mi spui ce așteptări ai acum de la București. Sper să ne calificăm pentru că ăsta ar fi rezultatul muncii noastre, pentru că am muncit foarte mult. Foarte mult, bunătăile vorbesc. Și când zice doamna, sus, sus, mai sus, nu e suficient, încă o dată, încă o dată. Acum ar fi ați uitat, cred că, de toate greutățile. Dacă duminică noaptea când se afișează rezultatele, dacă noi atunci suntem în drum spre casă, ar fi foarte frumos, nu? Din autocar deja să aflăm că suntem acolo pe listă printre cei mai buni care vor reprezenta România. Haideți să trecem un pic mai departe și să mergem aici la fetele de la SEIT. Că așa este foarte greu să vorbim așa cu toți. Fetelor, sunt de aici care sunt la fel pentru prima dată la acest concurs de calificare. Trupa în sine a mai fost prezentă și în anii trecuți. Anul acesta sunt de o perioadă și eleve noi intrate în această trupă pentru că au meritat-o și își merită locul în formație. Și haideți să vedem dacă aveți emoții, mai ales că eu m-am gândit așa, v-am ținut până pe ultima 100 de metri, dacă să vă iau sau nu să vă iau. Am vrut să vă ambiționez și să văd dacă vă doriți într-adevăr să participați la Dance Star România. O luăm întâi pe Rebecca. Ce așteptări ai, Rebecca, de la București? Păi, mă aștept să fie greu, dar frumos. Sper să vedem și să învățăm multe lucruri de acolo, pentru că o să fie prima oară, suntem foarte emoționate, cred că toate suntem așa și sper să fie bine și să luăm calificarea.
Acum știți cum e, cu cât este mai greu și cu cât obții mai greu un lucru și cu mai multă muncă, parcă victoria este mai dulce și parcă o savurezi mai din plin, nu? Nu este așa? Dacă ar fi un concurs de nivel mai mediocru, să spun așa, nu știu dacă într-adevăr ne-am putea numi dansatori, balerini și că într-adevăr putem reprezenta România la un nivel înalt. De aceea nu e nicio problemă, cu cât este mai greu, asta este, vom face tot posibil să iasă cât mai bine și să ne situăm pe locuri cât mai fruntașe. Alexia, ce faci? Vineri, via Bucharest. Ce părere ai? Păi este pentru prima oară când o să merg și când ne-a anunțat profa că o să mergem, am fost foarte emoționată și eu cu colegele mele am muncit foarte mult ca să ne iasă dansul. Și este emoționată pentru că ele lucrează și dans contemporan, da. Deocamdată nu am avut așa, să zicem, curajul, că eu am considerat că încă este totuși prea devreme să intre în această bătălie de la București, unde toți sunt foarte buni. Acolo trebuie puțin să mai tragem câteva luni, dar pe MTV am încredere în voi, că de aceea sunteți pe listă, da? Elena este mai mare așa în trupă, ea este mămica, să zicem. Și ce crezi tu că se va întâmpla la București? Ce crezi tu că se va întâmpla sâmbătă, de exemplu, când intrați voi în concurs? Vom avea emoții, dar cred că va fi o experiență unică și ne vom descurca foarte bine, se va vedea munca. Și vom învăța multe lucruri noi, vom vedea alți dansatori profesioniști și vom învăța și alte chestii pe care nu le-am mai văzut. Vom lega prietenii și abia aștept. Și da. să luăm calificarea, cel mai important. Da, așa este, așa este. Dar ia să vedem cine se mai ascunde, că noi avem aici niște băieți care se ascund și nu mai știu unde dintre atâtea fete. Unde-s băieții noștri care se ascund? Matei, Iustin, ia veniți voi lângă mine, că dacă nu facem un antrenament fizic. Patrick și Victor. Am patru mușchetari. Auzi, fetele, avem aici patru bodyguards. Deci sigur, sigur, nu ni se va întâmpla nimic la București, pentru că ia uitați ce băieți avem noi aici. Și vreau să știu ce așteptări aveți voi, mai ales că sunteți înconjurați de atâtea fete. Credeți că vă va fi ușor la București? Să-l întrebăm pe Victor. Mie, sincer, mi-a plăcut data trecută când am fost la București. Aș vrea să mai experimentez odată această experiență. Și chiar cel mai important este să luăm calificarea. Nu contează dacă suntem pe podiu, cel mai important este să luăm calificarea. Da, el a fost și data trecută, acum 2 ani, trupa la fel a reușit să obțină punctajul și am fost plecați și în Croația și acolo copiii au rămas marcați și de aceea acum muncesc foarte mult și își doresc din nou să experimenteze concursul de acolo. Și atunci a fost colect tot cu Iustin, îi luăm așa în ordine. Iustin, tu? Trebuie să fie nicio problemă. O să fie o atmosferă foarte frumoasă, pentru că o să fim înconjurați de atâtea fete și doar patru băieți, n-avem ce să facem. Da, și noi știm că fetele noastre sunt foarte frumoase, moldovencele foarte frumoase. Care Matei o să sufere mai mult pentru că n-are cu cine să vorbească în cameră, pentru că s-ar putea să nu merg și... Nu este nicio problemă. Acum ne gândim la concursul de calificare, da? Vorbim despre chestia legată, tot ce este legat de dans, da? Așa. Matei, dacă tot a venit discuția de Matei, la fel este pentru prima dată la București, dar asta nu că nu și-a dorit, așa a fost conjunctura în trecut. El este foarte experimentat, dansează deci în trupa Seid și aș vrea să știu ce crezi tu că te așteaptă acolo. Mulți oameni grei și, pardon, care dansează sub... Ai spus foarte bine, foarte mulți oameni grei din lumea dansului. Poți să mai spui o dată? Mulți oameni grei din lumea dansului, care dansează foarte bine și trebuie să ne ridicăm la nivelul lor, să luăm calificarea.
Exact, pentru că important este noi să facem o figură bună pe scenă. Este foarte greu, într-adevăr, dacă pe o categorie suntem, nu știu, 25. Vă dați seama ce greu este să fim în primii 3 ca să ne situăm pe podium în România. Dar trebuie să întrunim un anumit punctaj ca să putem pleca în Croația. Da? Deci poți să fii foarte bun și să nu iei locul 1, 2 sau 3 și să ai 9,90. Da? Pentru că toți ceilalți au avut peste 9,90. Asta nu înseamnă că nu s-a dansat bine. Dar pentru că se adună toată crema dansului din România, vă dați seama că nu e de joacă și atunci de asta noi repetăm așa de mult ca să fie la linie, orice genunchi, orice vârfuleț, tot. Și acum l-am lăsat la sfârșit un pic pe Patrick, el la fel debutează acum în lumea profesionistă a dansului. El are un talent așa foarte mare și o carismă scenică și acum a început drumul lui, să spunem, ca să materializeze foarte bine acest talent și să și-l folosească așa cum trebuie. Ți-e frică la București? Sau ai emoții? Sau ce simți? N-am emoții deloc, dar s-ar putea să-mi placă și să fie și frumos. Și să ai emoții, așa, să simți că îți bate inima atunci când trebuie să dansezi, nu? Da. Dar știi că de obicei emoțiile astea sunt constructive și dacă tu atunci când pornește muzica ești doar tu, muzica, scena, colegii tăi și nimic nu mai contează, atunci totul vine de la sine și o să vezi că o să iasă foarte bine dansul. Uite, Iustin cu Victor, aici sunt colegii tăi veterani, sunt alături de tine și te vor susține, da? Și sper să luăm calificarea ca să mergem în Croația. Și să-i facem cadou lui mami, nu? De 8 martie, nu? Și poate îmi faceți și mie cadou așa de 8 martie, o calificare, așa ceva. Cu toate că, nu știu, poate ați vrea să-mi dați PDF-se sau... Nu? Ce credeți voi că se va întâmpla? Ce v-ar plăcea vouă? Mă refer în... nu știu cum se explică. E ca și cum am dat din casă, știți? Noi am mai avut într-un an în care le-am promis eu că dacă ei vor lua premiu foarte bun, eram atunci la Trofeul României la Năvodari, vor putea să îmi dea o pedeapsă. Și mai bine tăceam că nu m-am așteptat să îl luăm locul întâi. Am luat chiar Trofeul României atunci și pedeapsa s-a transformat într-una foarte mare și de neuitat. M-au învelit în hârtie igienică, m-au plimbat prin toată tabăra, m-au pus să servesc cu șampanie, cu sucru, nu mai știu, să merg pe la celelalte județe să îi servesc cu prăjituri și băuturi și de atunci am spus că nu mai mă las dusă de val și să promit ceva anume dacă luăm vreun premiu, pentru că ei, eu chiar consider că sunt foarte buni și muncitori și rezultatele pe care le au și vin tocmai datorită faptului că sunt foarte serioși și își petrec foarte multe ore în sală. De aceea, credeți că aș putea să vă mai promit ceva pisia noastră sau mai bine să tac? Nu știu. Depinde de dumneavoastră cum vreți. Eu sunt sigură că îmi pregătiți pedepse din alea de neuitat în caz de ceva, dar nu știu, mă mai gândesc, încă nu vă promit nimic. Întâi să vedem dacă... Luați punctaje foarte bune. Vineri vă promit că o să facem o plimbare prin București, așa, ca să ne relaxăm puțin înainte de concurs. Iar sâmbătă și duminică vor fi două zile grele și sperăm că pe 11 martie, când suntem din nou în Roman, să ne reîntâlnim cu dumneavoastră și să spunem că plecăm în... Croația! Ok, mulțumim! După Best Urban o să facă Seid Urban ca să respire fetele și după aceea mergem pe Kids Urban ca să facem exact în ordinea care va fi la București, da? Ok, deci Best Urban. Gata? Pregătite? Ia să vedem. Let's go!
Aerul și vedeți la creșeri. Încă mai sunt micuțe, micuțe.